Romeo Rădulescu vrea să transforme arenele Traian din Râmnicu Vâlcea într-un adevărat complex sportiv-cultural. Candidatul PSD pentru primăria Râmnicu Vâlcea spune că, dacă va fi ales în fruntea administrației locale, va acorda o atenție specială obiectivului de lângă sala polivalentă. Eu sunt omul faptelor, nu al vorbelor. Se discuta de foarte mult timp de preluarea arenelor Traian de la Ministerul Tineretului și Sportului la vremea respectivă, dar nimeni nu a fost capabil să-l preia. În 2010 am demarat această acțiune, cred că am fost cel puțin de 10 ori la București pentru rezolvarea acestei probleme și în 2011, în toamnă, am reușit acest lucru. Arenele Traian sunt în patrimoniul municipiului Râmnicu-Vâlcea și demarasem în anul 2012 un studiu de fezabilitate pentru modernizarea acestor arene. Acest studiu prevedea acoperirea completă a arenelor cu o membrană, în așa fel încât și pe timpul iernii să se poată să desfășoare activități sportive și culturale. Aici, în spatele meu, în spatele casei sindicatelor, era prevăzută o piscină de dimensiuni olimpice, precum și o facilitate de cazare, respectiv un hotel de 3 stele pentru sportivi. Pe lângă activitățile sportive, Romeo Rădulescu vrea să aducă la arenele Traian și spectacole și evenimente culturale menite să atragă cât mai mulți turiști în Râmnicu-Vâlcea. Îmi doresc ca absolut toate festivalurile pe care primăria le va face în viitor să le facă aici la arenele Traian. Îmi doresc ca festivalul Maria Ciobanu, pe care eu l-am inițiat acum 5 ani de zile, să-l facem aici la arenele Traian. Vă aduc aminte, festivalul Maria Ciobanu a adus în oraș 11.000 de vizitatori. Cred că împreună putem să facem a doua ediție în anul 2016 aici la Râmnicu-Vâlcea, la arenele Traian, făcute, modernizate, exact cum toți avem nevoie.